Eu cunosc o persoană care ne-a ajutat și în sezonul trecut și cu drag a venit și astăzi aici, care are tehnologia necesară, știe oamenii ce au inventat lucruri bune pentru alți oameni care sunt mai puțin norocoși decât noi și ți-o prezint pe prietena noastră de la Swiss Optic, Daniela Brix. Bună seara! Salut, Daniela! Petra. Știu că mai important decât orice e coletul. Trebuie să spui ce e înăuntru și să vedem cum putem schimba lucrurile de astăzi seara încolo. Ok. Bună seara, în primul rând. Sunt Daniela Brix. Precum v-ați obișnuit cu mine, cred că fac și eu parte din X-Factor acum. N-aș vrea să vin de fiecare dată doar să ajut un om cu probleme. Mi-ar plăcea să vin și pentru altfel de oameni, nu? M-a sensibilizat extrem de mult, Petra. Ce să spun despre ea? Aș vrea să spun, trebuie să-mi dați voie să spun că dacă la 19 ani, un copil de 19 ani are o lege care poartă numele la Parlamentul European, deja cred că am spus extrem de multe lucruri. Compozitoare, da? Studentă, 4 limbi fluente, Braille, să mai spun... Și o voce de aur și extrem de sensibilă și m-a sensibilizat mai mult. Daniela, spune ce ne-ai adus. Ok, am adus ei 4 perechi de ochelari. 2 sunt de soare, ea nu vede decât 5%. O sensibilizează extrem de mult lumina solară, artificială, oricare ar fi ea. Și 2 perechi de ochelari de vedere, dar fără dioptrie. Special pentru ea, care se vor închide. Ea știe deja despre ce e vorba. Cei Transition 7, care se vor închide mult mai mult în exterior și o va ajuta să nu îi penetreze ochii. Daniela, ești între doi bunățeni. Dă-i coletul fetei. Aici nu vorbim, vorbim. Fapte, fapte. Îți mulțumim tare mult, Daniela.